Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Mă bucur să vă revăd, să știți. Voi face etalare azi pentru Zodia Balanța, ascendent în Zodia Balanță, pentru următoarea săptămână, cu tarotul transparent, oracolele și cu un mesaj din partea îngerilor. Haideți să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile. Pentru voi, Zodia Balanță, ascendent în Zodia Balanță. Haideți să vedem, dragii mei, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu, Luminița Tarot, ce se va întâmpla, ce va fi în următoarele zile, ce evenimente, surprize. Ok. Ați trecut printr-o suferință, printr-o dezamăgire, printr-o tristețe, cineva v-a supărat, v-a dezamăgit, dar cu lumea aici îmi spune că acest ciclu se va termina. În viața dumneavoastră se va termina un ciclu karmic, un ciclu care a durat de ceva timp. Văd că intrați în legătură cu multe persoane, poate chiar și de la distanță, cu persoane de altă naționalitate, Zodia Leu, Scorpion, Vărsător și Taur, poate are un rol important în viața dumneavoastră. Trei de spade cu lumea aici, văd că se termină acest ciclu. Se va termina, vă spuneți adio și veți fi liberi să vă eliberați de suferință, să mergeți acolo unde vă doriți, pe calea care vă doriți. Să vă eliberați de un trecut care a durat de ceva vreme aici. Și cu lumea aici, cum am zis, intrați în legătură cu persoane de altă naționalitate sau din alte țări sau cu mai multe persoane, cu multă lume, veți pleca în lume cu familia, cu persoanele iubite și uitați aici cu în inima dumneavoastră veți ajunge la un echilibru între bine și rău, veți ajunge la un echilibru într-o relație de cuplu, veți face o alegere pentru sufletul dumneavoastră, pentru inima dumneavoastră, alegeri în relația de iubire. Văd că veți face alegeri în ce privește parteneriatele sau relații cu persoane mai tinere. Văd că veți face alegeri cu inima. Și veți alege să vă urmați pasiunile. Magicianul, un nou început. Cred că va trebui să faceți o alegere în ce privește un nou loc de muncă, un nou job. Magicianul aici îmi spune că va fi foarte multă comunicare. Veți alege să vorbiți cu inima sau să vă folosiți inima și să faceți rai din ce ai, să spunem așa, să faceți rai din ce aveți. Cu magicianul aici văd că din nou mi arată un fel de echilibru între două persoane. Și văd că va fi comunicare între dumneavoastră și anumite persoane. Aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a vă îndeplini dorința, să știți. Da? Adică aveți toate cele patru cupe cum are magicianul să faceți magie. Noi începuturi. Da? Veți comunica noi începuturi, o nouă stradă pentru dumneavoastră, în calea dumneavoastră. Ia uitați. Deci văd o transformare în inima dumneavoastră. Acea suferință care v-a provocat-o persoanele dragi din lumea dumneavoastră, poate persoane apropiate dumneavoastră, v-a ajutat să evoluați. V-a ajutat la o transformare între bine și rău în interiorul dumneavoastră, între feminin și masculin. Și văd că, vedeți, cu dragonul aici duce la un echilibru și veți ști să profitați și să puneți în practică acest nou început. Să vă folosiți de aceste aturi, de aceste avantaje, să vă folosiți chiar și de acel rău, să știți să-l manipulați, să spunem așa.
cu bine, adică până la urmă trebuie și bine și rău. Văd că veți face o magie. Da, și noi începuturi aici. Ia uitați ce frumos. Veți face pace și cu persoana iubită și o veți lua de la început. Da? Văd un nou început cu persoana iubită. Și poate unii dintre voi vă doriți un copil, veți afla că sunteți însărcinate, să știți. Veți afla că în burtica dumneavoastră există un nou embrion și că va veni pe lume un copil. Da. Și veți avea un copil în viața dumneavoastră care va duce la uniune în ce privește o relație de cuplu, de iubire. Wow, șasele de cupe, iubire, o relație de suflete pereche, de suflete gemene, șasele de cupe, văd că veți aduce aminte de anumite amintiri din copilăria dumneavoastră sau o persoană din trecut se întoarce în viața dumneavoastră. Șasele de cupe, văd foarte multă puritate, ajutor din partea unei persoane în special, iubire. Și acest copil vă va bucura care va veni pe lume. Sau deja aveți un copil. Și unii dintre voi veți lua decizia să vă căsătoriți. Cu papa aici văd că veți construi acest copac. Veți prinde rădăcini mai puternice și cu ramurile sale veți ajunge la divinitate. Veți face un echilibru între cer și pământ. Adică veți prinde rădăcini și veți forma o familie pentru unii dintre voi. Alții dintre voi văd că veți fi mai înțelepți ca niciodată și tradițiile, valorile, principiile vor avea un rol important. Înțelepciunea, zodia Taur. Foarte frumos. Foarte frumoasă săptămână pentru voi, dragii mei. Haideți să vedem și oracolul astrologic pentru zodia Balanță, ascendentul zodia Balanță. Pentru următoarea săptămână. Ok. Uitați din nou copacul. Veți prinde rădăcini. Veți ajunge mai înțelepți ca niciodată. În relații. Da? Veți construi o familie, veți lua decizia să vă căsătoriți. Sau această relație va trece la un alt nivel, va deveni mai puternică. Va deveni mai puternică. Casa a șaptea, din nou a relațiilor, ia uitați. Felicitări! Uitați aici două palme, nu știu dacă se înțelege, sunt două palme, dar vă veți ține de mână cu cineva. Deci, cred că dacă ați avut probleme într-o relație și ați fost triști, depresivi sau abandonați, v-ați simțit abandonat, abandonată, văd că vă veți împăca cu această persoană și va fi mai puternică această relație, cum v-am arătat și aici, cum vă arată și aici, da? Și văd împăcare, ia uitați. O relație va deveni mai puternică. Felicitări! O uniune! Și văd că se va prinde pasiunea în această relație. Și poate copiii vor ajuta la această relație. Sau un copil, ia uitați, un nou început. Din nou a ieșit puritate. Puritate. Unii dintre voi mergeți într-o zonă de natură, unde o zonă de munte. Unii dintre voi vă place să stați în mijlocul naturii. Văd foarte multă puritate în sufletul dumneavoastră, văd că va ieși soarele în casa dumneavoastră, ia uitați și vine un copil în casa dumneavoastră, pentru cei care își doresc. Pentru ceilalți văd un nou proiect, un nou job, o nouă carieră care va ajuta să vă încălzească viața, familia, casa, vă va aduce mai mult optimism, mai mult, dar așa urmându-vă pasiunile. Puritate. Și renaștere pentru voi. Văd o renaștere, veți renaște. În familie, în casă, în viața dumneavoastră văd o renaștere importantă.
Și văd că veți dori să studiați sau veți merge la o femeie înțeleaptă în zodia Taur sau veți dori să începeți un nou curs profesional. Văd că veți aprofunda anumite situații, poate unii dintre voi sunteți un maestru spiritual și sunteți un învățător sau dați sfatul altor persoane. Faceți meditații. Vă ocupați de energie, uitați și vise, aveți foarte multe vise. Aveți un vis, sunteți spiritual, persoane spirituale. Și visați chiar și noaptea. Vise premonitorii și puteți învăța pe altcineva din cu înțelepciunea dumneavoastră. Foarte frumos. Haideți să vedem un mesaj din partea îngerilor. Îngerul Oceana. Acționează. Ești în contact cu adevărul tău în această situație în care te află. Într-o situație mai emotivă, să spunem așa, sau o situație care nu este prea clar, ți se spune să acționezi că tu ai dreptate. Ceea ce simți este adevărat. Ești foarte intuitiv, intuitivă. Așa că ai încredere în instinctul tău, dar impune-te într-un mod iubitor, drăgăstos. Da? Și văd că încet, încet vei ieși la lumină dintr-o situație mai emotivă, bulversantă sau o situație mai care aduce instabilitate emotivă în viața ta. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dacă nu v-ați înscris la canal, abonați-vă, este gratuit și în acest mod veți vedea etalările viitoare. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută!